Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Situația voastră financiară va reprezenta o preocupare primordială. Veți munci mult pentru a obține câștigul pe care l-ați previzionat. Eforturile voastre vor fi susținute în acest sens. Este recomandabil să vă gândiți dacă sunt atât de importante câștigurile financiare încât să sacrificați alte lucruri în favoarea acestora. În viața socială va trebui de asemenea să interveniți activ, astfel încât să vă faceți prezența simțită. Unele relații întemeiate astăzi s-ar putea dovedi foarte utile mai târziu. În plan sentimental trebuie oarecum să anticipați intențiile partenerului sau persoanei care vă ocupă gândurile. Pentru a ajunge la ceva deosebit, activitatea vă ține în prize și nu puțin vor fi cei care vor avea probleme în a ține pasul cu voi. Horoscopul zilei Taur. V-ați obișnuit cu rutina zilnică, dar nu v-ar displace deloc să se mai anime cumva aceste activități. Vă place să munciți și nu prea vă imaginați cum v-ați putea ocupa timpul altfel. Însă, în mod clar, și voi, ca toată lumea de altfel, aveți nevoie de puțin divertisment. Aveți grijă să vă înconjurați de persoane pozitive care să vă ajute să vă păstrați o stare de spirit optimistă. Există persoane care nu urmăresc decât să-și asume merite care nu le aparțin. Apărați-vă munca și nu dați ocazia celor ce nu merită să profite de pe urma eforturilor voastre. Puțină atenție în manevrarea finanțelor ar putea să vă salveze de multe probleme ulterioare. Dacă aveți în minte vreun proiect care implică cheltuieli, ar fi bine să alegeți varianta cea mai eficientă din punct de vedere financiar. Horoscopul zilei Gemeni. Indiferent cât de mulți bani câștigați, aveți probleme clare cu gestionarea lor. Nevoile cresc proporțional cu câștigurile, astfel încât nu înțelegeți prea mare lucru din surplusul obținut. Acest lucru nu este deloc în avantajul vostru, mai ales dacă priviți cu mai mare atenție, din perspectiva timpului. De asemenea, aveți grijă, căci există numeroase persoane care nu au cele mai bune intenții față de voi. Priviți cu circumspecție ofertele mult prea avantajoase. Moderația este modul de viață care vă poate ajuta să evitați problemele în viitor, fie că este vorba de starea de sănătate, de afaceri, de viața de familie. Mesele luate la orele potrivite, consumul corect al alimentelor, odihnă atunci când trebuie, analiza riscurilor și neacceptarea celor prea mari, atitudinea echilibrată față de cei dragi. Toate acestea vă pot asigura liniștea pe care vă doriți. Horoscopul zilei Rac. Azi va fi o zi în care vă puteți, fără îndoială, afirma în plan profesional. Promovați-vă cât se poate de mult, puneți-vă în valoare talentele, experiența și cunoștințele. Azi va fi o zi în care vă puteți fără îndoială afirma în plan profesional. Promovați-vă cât se poate de mult, puneți-vă în valoare talentele, experiența și cunoștințele, astfel încât să impresionați realmente, mai ales dacă doriți să obțineți o poziție mai bună decât cea pe care o dețineți în prezent. Nu renunțați la mișcare chiar dacă timpul vă lipsește. Încercați să vă eliberați o jumătate de oră cel puțin, în care să vă plimbați. Este cea mai simplă formă de a vă pune sângele în mișcare, dar și de a vă aerisi creierul, de a scăpa de gânduri care vă neliniștesc și de a vedea lumea cu alți ochi. Starea în relația de cuplu este foarte posibil să aibă de suferit la un moment dat, mai cu seamă spre a doua parte a zilei. Stresul de la muncă ar putea fi una dintre cauze. Cu atât mai recomandabil este să faceți acel pas necesar pentru a vă detensiona. Horoscopul zilei Leu. Trebuie să țineți cont de faptul că dacă doriți să puteți conta pe anumite persoane, va trebui să depuneți și voi eforturi în vederea menținerii relațiilor respective. Din păcate, nimic nu se primește în mod gratuit în viața asta. Întotdeauna trebuie dat ceva în schimb pentru a primi. În plan profesional, astrele avertizează că ați putea fi sabotați, astfel încât rezultatele muncii voastre să nu fie recunoscute la justa valoare. Este vorba de persoane care au interese proprii și care nu vor ține cont de voi sau de alții, în drumul lor spre atingerea obiectivelor. Ba chiar s-ar putea să vă confruntați cu furt intelectual astfel de persoane, încercând să-și asume merite care nu le aparțin. Este bine să demontați din start astfel de inițiative, însă nu într-o manieră agresivă. Tactul și diplomația vă pot ajuta mult mai mult în astfel de cazuri. Horoscopul zilei Fecioară. Puteți miza pe calitățile proprii pentru a vă atinge obiectivele astăzi. Șarmul natural cu care sunteți înzestrați v-ar putea fi de mare folos în interrelaționare. Trebuie să profitați de un context astral favorabil, care vă poate facilita o rezolvare mai facilă a problemelor cu care vă confruntați.
constrângerile ce vor apărea în plan profesional vor putea fi ușor depășite, tocmai uzând de propriile aturi. Dacă veți privi în urmă, vi se va părea că totul s-a realizat mult mai ușor decât v-ați fi așteptat. Chiar dacă toate semnele indicau unele dificultăți, lăsați-i pe alții să facă aprecierile de rigoare, nu vă lăudați voi singuri pentru a nu strica impresia generală. Horoscopul zilei Balanță. Nu faceți discriminări pornind de la niște tipare de care ați auzit, ci apreciați voi înșivă persoanele pe baza contactului direct. Chiar dacă norocul dă semne că este de partea voastră, nu este deloc înțelept să vă lăsați la mâna lui sau, mai rău, să-l forțați. Consecințele nefaste nu vor întârzia să apară. Aveți grijă la modul în care acționați în plan sentimental. Nu vă simțiți prea siguri pe voi, așa încât este foarte posibil să aveți tendința de a cere mereu partenerului unele garanții în legătură cu sentimentele sale. Nu este o manieră înțeleaptă de a vă apropia de acesta. Faceți economii dacă aveți un surplus de câștiguri. Nu se știe ce pot aduce zilele următoare și e mai bine să fiți asigurați. Horoscopul zilei, Scorpion. Există anumite momente când, chiar dacă nu vă place cum evoluează lucrurile, pur și simplu nu este recomandabil să interveniți. Viața vă oferă și momente mai neplăcute, care trebuie acceptate ca atare și pentru parcurgerea cărora trebuie să fiți pregătiți sufletește. Vor exista persoane care vor pune umărul la creșterea voastră profesională, persoane pe care le-ați ajutat și voi altădată. Pe de altă parte, veți fi solicitați să interveniți în sprijinul unui prieten apropiat care va avea mare nevoie de suportul vostru. În viața personală se va pune problema unor alegeri. Nu vor exista deloc nuanțe în acest sens. Va trebui să fie alb sau negru, da sau nu. Nu luați decizii de importanță majoră pentru viitorul vostru, fără să vă gândiți bine dacă este vorba de soluția cea mai potrivită. Horoscopul zilei, Sagitar. Astăzi puteți să vă așteptați la o zi profitabilă din punct de vedere financiar. Planurile voastre se vor concretiza într-o manieră foarte satisfăcătoare, însă dacă nu sunteți învățați să economisiți, câștigurile suplimentare nu vă vor folosi la absolut nimic. Dimpotrivă, comunicarea va fi foarte importantă pe tot parcursul zilei. Cu atât mai mult, în plan personal, va trebui să vă promovați o comunicare activă și deschisă, să clarificați lucrurile care creează confuzii, pentru a evita apariția unor situații tensionate. O persoană apropiată este posibil să aibă nevoie de ajutorul vostru, în măsura posibilităților, acordați atenția necesară. Horoscopul zilei Capricorn. Este o zi în care s-ar putea să fiți surprinși de rapiditatea schimbărilor care se vor petrece în viața voastră. Dacă veți fi prinși, riscați o destabilizare psihică care v-ar putea împiedica să performați așa cum o faceți în mod obișnuit. Pe de altă parte, există premise fericite în legătură cu atingerea obiectivelor stabilite în cazul unor proiecte începute de mai multă vreme, iar acest lucru ar putea fi exact elementul de care ați avea nevoie pentru a vă menține pe linia de plutire. Menajați relația cu partenerul, nu vă faceți un obicei din a critica cei ce face acesta, pentru că nici voi, pe de altă parte, nu faceți mereu lucrurile perfect. Trebuie să aveți răbdare că fiecare are ritmul său propriu de evoluție. Horoscopul zilei Vărsător. Dacă doriți să impresionați pe cineva, atunci faceți lucrurile așa cum trebuie, de la cap la coadă. Faptul că vă apucați de mai multe lucruri deodată, dar nu reușiți să terminați niciunul așa cum trebuie, nu va fi decât în detrimentul vostru. Este foarte important astăzi să vă respectați angajamentele. Într-o oarecare măsură trebuie să păstrați aparențele, însă trebuie să fiți conștienți că nu puteți face totul doar de dragul lor. Nu ar fi decât un teatru ieftin, o prefăcătorie a întregii voastre vieți. Este important să învățați să vă bucurați și de micile realizări pe care viața vi le oferă. Nu trebuie întotdeauna să aveți câștiguri imense, indiferent de ce natură, pentru a putea fi fericiți. Horoscopul zilei Pești. Ceea ce v-ați propus să realizați pe parcursul zilei de astăzi va putea fi realizat cu o bună mobilizare din partea voastră. Aveți grijă la modul în care vă manifestați, pentru că o atitudine nepotrivită poate strica auspicii favorabile. În cazul în care veți amâna treburile importante în favoarea celor mărunte, care mai mult încurcă și care nu oferă productivitate și nu denotă profesionalism, este foarte posibil să pierdeți o parte din terenul pe care l-ați câștigat până acum. Nu este deloc în avantajul vostru să vă asumați astfel de riscuri, în privința unor lucruri pentru care ați muncit din greu. Este posibil să vă confruntați cu unele probleme financiare din cauza apariției proaste a unor cheltuieli neprevăzute. Horoscopul zilei de azi.